Îi voi da cuvântul doamnei Cristina Gușet, directorul Freedom House, pentru cuvântul de deschidere. Vă rog. Bună ziua, bine ați venit. Ne bucurăm mult să fim împreună. Am pornit acest proiect în urmă cu un an la o întâlnire organizată împreună cu Expert Forum despre Strategia Națională Anticorupție. Atunci s-a pus problema confiscării extinse. Am reușit să aducem lângă noi Departamentul de Investigare a Fraudelor din IGPR, CSM, parchetul de pe lângă ICCJ, Ministerul de Justiție din Franța, grație lui Frédéric Teillet, și MEDELU, o organizație europeană a magistraților. Iar după ce am depus acest proiect, ne-am dat seama că nu avem toți partenerii lângă noi, așa încât am adăugat Ministerul Justiției, unde există acest oficiu pentru recuperarea creanțelor, și între timp ni s-au alăturat și parlamentari europeni, precum Monica Macovei, care are inițiativa unei directive în ceea ce privește confiscarea în absența condamnării, și multe ambasade care au dovedit un interes deosebit față de acest subiect. Astfel încât astăzi aici vor fi și reprezentanții ambasadelor care vă vor vorbi despre această practică în țările lor, întrucât nu aducem ceva nou care nu se practică în lume. Aseară m-am întâlnit cu unii dintre invitații străini și am ajuns la concluzia că este poate cea mai bună metodă să descurajezi corupția și crima organizată. Vreau să vă mai spun doar despre acest proiect, care va dura aproape 2 ani de zile. Va avea 4 seminarii de formare pentru polițiști, procurori și judecători și 2 întâlniri dezbatere cu societatea civilă și cu presa. Un singur lucru aș vrea să mai adaug, după care dau cuvântul celor specialiștilor. Este aproape un loc comun faptul că românii vorbesc despre bivolarul care ar fi făcut o zi de pușcărie pentru fiecare 50.000 de dolari. Deci omul de rând vorbește despre acest exemplu și spune că oricare și-ar dori să facă o zi de pușcărie pentru astfel de sumă. Dacă deja acest exemplu a ajuns în rândul oamenilor obișnuiți, este clar cât de necesară este această metodă. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și îmi doresc acest proiect să fie cu adevărat util. Mulțumesc foarte mult.